Bună ziua! În acest video vom discuta despre gânduri și vă voi explica dacă gândurile, în special cele negative, sunt periculoase sau nu. Aceasta este o întrebare pe care o primesc foarte frecvent de la persoanele cu anxietate care dezvoltă această atitudine față de gânduri. Nu mai suport aceste gânduri oribile în mintea mea! Este cumplit! Aceste gânduri mi-au creat, mi-au făcut viața un iad, este cumplit, nu le mai suport, vreau să mă eliberez odată de ele, vreau să nu le mai aud, simt că îmi explodează capul, nu mai suport aceste gânduri. Acesta este un exemplu de meta-anxietate care înseamnă frica față de gânduri. În anxietate, acest fenomen numit meta este foarte frecvent și presupune o reacție de respingere, de frică față de gândurile negative și față de senzațiile pe care le simți. Aici mă refer la senzațiile de anxietate. Așa cum poate intuiești sau poate cum chiar ai observat la tine, această reacție de negativitate, de respingere față de gândurile negative îți creează un conflict, îți creează și mai mult stres, iar anxietatea se amplifică. În acest video să-ți explic ce înseamnă aceste gânduri negative, dacă sunt periculoase, astfel încât să poți să ai atitudinea corectă prin care, în mod real, în mod simplu, acele gânduri pe care nu ne dorești în minte, să se elimine de la sine. După cum poate și intuiești și așa cum poate ai mai observat în videourile pe care le-am postat până acum despre anxietate, atitudinea de respingere față de un gând face ca acel gând, respectiv senzație de anxietate, să se întoarcă și mai puternic asemenea efectului de bumerang. Prin urmare, atitudinea de respingere față de gând, față de obses obsesie, față de o senzație din anxietate, față de o situație pe care simți că nu o mai suporți, nu va face decât să ți întărească relația cu obiectul respectiv, cu gândul respectiv și în baza acestei relații care se menține, menține gândurile iarăși vor apărea în mintea ta. Pentru a te elibera, pentru a-ți elibera mintea, de gândurile negative, gânduri oribile, așa cum multe persoane cu anxietate le numesc, nu te va ajuta să le respingi, să ai această atitudine negativă față de ele, ci să te detașezi de ele. Este ca și cum ai vrea să ieși dintr-o relație nocivă. Dacă în continuare te vei certa cu partenerul nociv, cu persoana respectivă de care vrei să te deta detașezi, nu vei face decât să creezi un conflict și mai mare nu vei face decât să pui benzina pe foc. Poate chiar ți s-a întâmplat în mod real să te cerți cu cineva și cu cât uh, îți exprimai furia, respingerea față de persoană, cu cât mențineai relația cu persoana respectivă, chiar dacă atitudinea ta era să o respingi, cu atât veneau înspre tine negativitate, conflict, dinspre cealaltă persoană și cu atât relația respectivă nu se putea rupe. Poate ți s-a întâmplat să fi avut un conflict cu cineva, partener, iubit, amic, părinți și în loc să te detașezi, în mintea ta continuai să te ceri cu persoana respectivă. Chiar dacă îi spuneai cuvinte de respingere, îi spuneai că nu te suport, chiar dacă te certai cu ea, chiar dacă în mintea ta îi spuneai că nu te vreau lângă mine, nu făceai decât permanent să-i dai voie să fie în mintea ta și în viața ta. Acest lucru se întâmplă și în cazul gândurilor, și de aceea pentru tine au ajuns să fie copleșitoare. Multe persoane cu anxietate îmi spun: Vreau să scap de aceste gânduri oribile, cumplite. Din această atitudine față de gânduri pe care ți-am explicat-o anterior, rezultă ca tu să dai importanță acelor gânduri, iar ele în timp vor căpăta putere și chiar vor deveni oribile. Persoanele cu anxietate care îmi spun că aceste gânduri mă copleșesc, sunt oribile, sunt cel mai rău lucru, ele au ajuns să le trăiască așa. De la simple gânduri, prin atitudinea de respingere, nu au făcut decât să le dea putere, să le investească cu adevăr, cu atenție, cu importanță. Și a obținut efectul invers, acele gânduri au început să aibă aparent putere asupra minților și asupra vieților. Un gând este asemenea unui cuvânt. El este gol de conținut. Cuvântul mamă, dacă îți spun acum, când spun cuvântul mamă, nu înseamnă că acest cuvânt, acest concept, este în mod real mama, ta. cuvântul copac nu înseamnă obiectul copac realitatea fizică. Un cuvânt, un gând nu înseamnă fenomen, nu înseamnă un fenomen real. În cazul persoanelor cu anxietate și nu numai. Aceste gânduri negative sunt considerate reale, sunt considerate fenomene. Spre exemplu, dacă tu auzi în minte că dacă vei ieși afară din casă, vei face atac de panică, acel gând, mai bine zis, pe acel gând îl investești cu valoare de realitate, îl transform în primul rând mental, într-un fenomen probabil, ca apoi să ți-l produce în mod real. Aceasta este schema prin care, prin intermediul gândurilor, care sunt goale, care sunt ca niște fantome, care sunt ca niște, nu știu exact cum se numesc, însă sunt acele păsări din hârtie care sunt confecționate, uh, origami sau ceva de genul acesta, aceste gânduri nu au corespondentă în realitate, chiar dacă în trecut s-a întâmplat frica respectivă din care mai apoi au, reușit, au reieșit aceste gânduri. Gândurile pe care le auzi în minte, pozitive, negative, neutre, indiferent de povestea pe care o spun ele, ele nu sunt fenomene. Cuvântul palmă, nu înseamnă palmă mea. Palma este un obiect real, este un fenomen, apare, îl văd, îl pot studia, îmi pot tăia palmă și se va întâmpla o reacție. Însă gândul descrie obiectul palmă. Majoritatea persoanelor confundă gândul cu obiectul gândul cu realitatea. Iar în momentul în care auzi în minte gânduri, să spunem gânduri negative, le consideră reale, le consider potențiale. Uh, întrebarea ta în acest punct poate fi următoarea. Bun, însă aceste gânduri pentru mine la un moment dat au fost realitate. Adică, mie mi-este frică, eu aud în mintea mea că voi fi la de partener, sau că voi face atac de panică în mol, pentru că în trecut mi s-a întâmplat. Aici este aceeași explicație. Gândul acesta că vei face atac de panică, el a reieșit sau el, mintea, l-a creat după o situație din trecut în care s-a întâmplat, după o situație reală, însă în același mod nu putem confunda Gândul cu situația din trecut. Să spunem că acum trei zile ai avut atac de panică în Mol. Aceasta a fost o situație reală pentru tine atunci, adică una care s-a întâmplat în mod real, pe care ai trăit-o. Astăzi auzi în minte acest gând, această frică: dacă voi merge la Mol, voi face atac de panică. Acest gând. Este gol, nu reprezintă o realitate, chiar dacă provine sau este creat în baza unei realități. Gândurile pe care le auzi în minte pot fi dezvoltate în urma unei traume, în urma unei experiențe negative, foarte, foarte neplăcute. Însă toate gândurile sunt goale. Sunt ca acele păsări de hârtie care nu sunt reale, care nu sunt vii, însă dacă tu le aloci credibilitate, dacă le investești cu valoarea de adevăr, în mod iluzoriu pentru tine vor părea foarte reale, vor fi foarte reale și, prin urmare, vei trăi povestea gândului, vei trăi anxietatea vei trăi gândul ca și cum ar fi real. Aici este iluzia gândului. Iluzia gândului este creată de tine. Le explic multor persoane cu anxietate, cărora le este frică de gânduri, că gândurile nu sunt entități care au voință. Chiar dacă apar în minte, ele nu apar cu un scop nu au intenția să-ți facă rău. Ele apar ca un conținut mental pe care mintea l-a înregistrat la un moment dat și pe care acum îl produce. Este ca și cum să spunem că ai ascultat o piesă care nu-ți place sau care-ți place de mai multe ori. Chiar dacă nu mai asculți în minte, o vei mai auzi câteva zile sau din când în când, este posibil să reapară în mintea ta, să scânte minte, fără ca tu să te gândești la ea. Acest lucru se întâmplă și în cazul gândurilor negative și nu numai. Clasificarea gânduri negative, pozitive, neutre este una arbitrară. Nu există gânduri negative, pozitive, neutre, pentru că toate gândurile sunt la fel, ele sunt simboluri, ele sunt instrumente. Însă, dacă tu le investești cu valoarea de adevăr, atunci pentru tine devin adevăr. Aceasta este iluzia gândului și, în momentul în care începi să o surprinzi, te vei putea dezrobi de această iluzie și mai departe vei putea să-ți depășești în totalitate anxietatea. Acesta este punctul în care anxietatea poate fi depășită în totalitate, în punctul în care înțelegi natura iluziei gândului, iar această iluzie doar tu o poți sparge, tu o poți descifra, pentru că tu o crezi. O să-ți mai dau un exemplu pentru a fi și mai clar și simplu pentru tine. Gândurile pe care le auzi în minte, nu le vezi, le auzi, se formează dialogul interior. Noaptea, aceleași gânduri sau gânduri mai profunde, gânduri reprimate, se exprimă în vis sub formă de imagini. Atât visele, cât și gândurile din timpul zilei sunt gânduri. Dacă ai lucrat puțin cu tine și mai mai ascultat, probabil ai început să-ți conștientizezi gândurile și să realizezi că există o distanță între tine și gânduri. Adică gândul la auzi prin faptul că poți percepe un gând, înseamnă că există acel gând ca un obiect și percepția ta. Există o distanță între tine, ca percepție, și obiectul percepției tale, care în acest caz este un gând sau care poate fi o senzație. În același mod, echivalentul acestui lucru este atunci când tu privești un obiect din față. Pe de o parte, există percepția ta și, pe de altă parte, există obiectul perceput. În cazul gândurilor. Uh, poate chiar ți-ai dat și de seama de acest lucru, însă nu ai conștientizat în mod mai profund. În cazul gândurilor pe care le auzi în minte, gândurilor negative, foarte urâte, le percepi prin auzi ca și cum te-ai uitat la un film, film negativ, film de groază. Acesta este un echivalent foarte frumos pe care o să ți-l ofer și pe care te încurajez să-l menții în continuare pentru a realiza că acele gânduri nu au legătură cu tine, că acele gânduri sunt asemenea unui film la care te uiți și dacă nu investești filmul cu valoare de adevăr pentru viața ta, nici nu vei trăi povestea filmului. Um, Perceperea gândului este asemenea perceperea unui, unui film. Când te uiți la film, să spunem la un film negativ, chiar dacă ai unele emoții, ai unele trăiri, pentru că acel film te captează, dacă realizezi, conștientizezi că tu ești acasă la tine în siguranță și că nu ești un personaj din film. Vei putea să privești filmul detașat, și chiar dacă este un film horror, poți chiar și să râzi la scenele horror de acolo. Uh, în același mod legat de gânduri pe care le auzi în minte, așa cum vezi un film în mod real, aici este vorba de filmul minții, când auzi aceste, acele gânduri, dacă te raportezi la ele așa cum sunt ele ca la un scenariu care se derulează și dacă nu devii captat de ele, dacă tu nu te consideri personajul filmului minții tale, le vei putea observa detașat și reacțiile corpului tău, starea ta emoțională va fi cea în care te uiți la un film horror și tu nu ai nicio reacție sau chiar mai mult de atât, Chiar încep să râzi față de scenele oribile, groaznice care se desfășoară în film, respectiv, care se desfășoară în mintea ta. Aceasta este atitudinea corectă pe care te încurajez să o ai, pentru că aceasta este realitatea. Gândurile, oricât de oribile și oricât de cumplite ar fi și oricât de intime s-ar simți, nu sunt decât asemenea unui film pe care îl vezi ține de tine să realizezi că cel din spatele gândului este imaculat, este o percepție pură, neatinsă de gând, neatinsă de niciun fenomen, este asemenea ecranului pe care se desfășoară filmul horror pe care tu l-ai văzut sau este asemenea ție când stai relaxat pe canapea cu popcorn, când vezi un film cu scene mai urâte, la care de ce nu să râzi? Această detașare între percepție și gând este una pe care și tu o conștientizezi, din moment ce îți percep gândul, ești trăiești detașat de gând. Iar recomandarea mea este să lași această atitudine de respingere față de gând, oricât de negativ ar fi, și să rămâi doar observator, așa cum rămâi doar observator când primești, privești un film pe ecran. Rămânând observare, observare mai bine zis, pentru că este vorba despre a sta relaxat pur și simplu fără vreo intenție de a observa ceva, pur și simplu a rămâne ca observare. În această observare vei putea să înțelegi în mod real natura iluziei Gândului, iar în acel moment vei înțelege că Gândul nu are absolut nicio valoare reală pentru viața ta. Și de asemenea, te vei putea cunoaște în totalitate, în spatele gândului, ca infinitate beatifică. Te salut! Sper că acest video să-ți fie util. Îți mulțumesc pentru atenție și rămâne să ne vedem aici în continuare. O zi plăcută să ai! Ciao!